Bursa Generală a Locurilor de Muncă a fost un bun prilej pentru șefii penitenciarului Târgu Jiu de a-i pune pe deținuții aflați la un pas de eliberare față în față cu un angajator. 8 persoane private de libertate au venit astăzi la eveniment. Acestea spun că în timpul detenției au dobândit și calificare în anumite meserii, însă ar fi dispuse să lucreze aproape oriunde. Suntem aici pentru că ne interesează, după ce vom ieși în libertate, să avem un loc de muncă. Tu cât mai ai până ieși din... Păi vreo câteva luni. Sper să fie angajat astăzi? Sper să fiu angajat într-un loc pentru a-mi câștiga existența, pentru a nu fi nevoie să vin din nou aici. Aici am avut timp suficient ca să vedem lucrurile din alt punct de vedere. Suntem aici pentru cursul, am înțeles, pentru că ne eliberăm să întâmpinăm greutățile cu altcumva, să vedem cum se... ne integrăm în societate. Deși mulți dintre patronii gorjeni se tem să angajeze un fost deținut, există și excepții. Reprezentanții firmelor speră să ajungă la o înțelegere cu aceștia în cel mai scurt timp. În funcție de ce fapte au, să nu fie periculos, să nu aibă chestii, să devină oameni buni, nu ar fi niciun fel de problemă. La urmă, urmei și ei sunt tot oameni. Greșeli are toată lumea. Ce domeniul de activitate oferiți și locuri de muncă? În Călăcătuș, sudori, ingineri. Deocamdată unii nu corespund cerințelor noastre în ceea ce privește locurile de muncă. Diplome trebuie văzute documentele. Diplome doar 2 dintre ei au pe ce calificări am cerut noi. În ce domeniu oferiți loc de muncă? În construcții. Cadrele penitenciarului Târgu Jiu speră ca cei care vor părăsi instituția lunile următoare să se integreze cât mai rapid în societate. Este prima dată când venim cu un grup de persoane private de libertate la Bursa Locurilor de Muncă. Este vorba de un grup selecționat dintre cei care mai au între 7 și 12 luni de executat și care au absolvit sau sunt în curs de absolvire a unui curs de calificare, curs de calificare care s-a desfășurat în penitenciarul Târgu Jiu. Cei mai mulți dintre deținuți au obținut calificări în domeniul pielăriei, asta pentru că lucrează deja la fabricarea pantofilor, chiar în spatele gratiilor.